Bună seara tuturor, dragii mei! Mă bucur ca în seara aceasta să fim din nou împreună, să ne întâlnim din nou la Strugerul, de unde Cuvântul Lui Dumnezeu pleacă către inimile dumneavoastră și către casele noastre. Înainte de a începe discuțiile noastre, vreau să vă spun că nu le convine mesajul pe care îl voi transmite în seara aceasta. Înainte de a distribui prezentarea pe care o voi aduce în seara aceasta înaintea dumneavoastră, m-au restricționat o oră și nu mi-au dat voie să distribui decât pe 2-3 grupuri, atât încolo, nu mi-au dat voie nimic, a zis că am încălcat normele, doar din titlul m-au restricționat ca să nu pot să fac lucrul acesta. Dacă dumneavoastră doriți și vreți, distribuiți cât pe mai multe grupuri, ca să putem să ajungem cu mesajul Dumnezeu acolo unde este nevoie. M-au avertizat ca să nu mai continui să fac aceste lucruri. Asta este, nu se poate. Mergem înainte, cât Dumnezeu va vrea, nu-i nicio problemă. Deci, dragii mei, Dumnezeu este gata să vină. Celor care sunt în jurul nostru și care coordonează toate aceste canale media, nu le convine și nu le place mesajul pe care îl aduc și pe care îl aducem cei care lucrăm pentru Dumnezeu în timpul acestea, fiindcă le descoperim planurile și mizeriile lor. Aseară am transmis pe TikTok și acolo am stat 2 ore și ceva și vreau să vă spun că de 3 ori m-au scos afară, de 3 ori m-au blocat, mi-au redus vizualizările și așa mai departe, că nu le convine. Oamenii intrau foarte mulți și ei intrau, scoteau din ei, blocau, îmi opreau video, apoi se revenea din nou după ce îi dădeam eu restartare și în momentul acela îi scotea foarte mult. De exemplu, din 100 și ceva, 150, mai rămâneau 10-15, iar se strângeau, iar îi scotea afară. Ce să facem, dragii mei? Acestea sunt timpurile care trăim. Satana nu vrea ca să fie descoperit planul său și lucrarea lui pentru timpurile acestea. Satana vrea ca să ne țină legați, orbiți, adormiți, să ne țină departe de Dumnezeu, să nu ne trezim pentru vremurile acestea în care planul și lucrarea lui Dumnezeu să poată să meargă până la capăt. Dumnezeu vrea să ne trezim, Dumnezeu vrea să ne ridicăm, Dumnezeu vrea să transmitem un mesaj și o solie, Dumnezeu ne-a încredințat o lucrare pentru care suntem responsabili și noi trebuie să ne ridicăm. Fiindcă vrăjmașii lui Dumnezeu, elitele acestea, globaliștii, oamenii mari lui Satana care se ocupă pe pământul acesta pentru restricționare, pentru sclavagism, pentru tot felul de lucruri, caută de fiecare dată ca să nu se afle planul lor diabolic. Nu-i nicio problemă, eu le transmit în seara aceasta un mesaj. Că ei, cei care prăpădesc pământul, în curând va veni Dumnezeu și îi va prăpădi și pe ei și îi va distruge și îi va nimici. Nu mi-e frică de hotărârile pe care le iau și deciziile pe care le iau și planurile și prostiile lor în cap. Vreau să le transmit un mesaj că Dumnezeu este mai puternic ca ei. Dumnezeu este stăpân. Ei nu o să fie niciodată stăpâni și nu o să aibă niciodată puterea să controleze pământul acesta după cum vor ei. Dumnezeu le va îngădui, înțelegeți dumneavoastră, atât cât să se împlinească planul lui Dumnezeu, să se descopere lucrarea lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu să fie văzută. Ei se cresc stăpânii planetei, dar nu sunt stăpânii planetei. Ei au putere pentru o vreme, fiindcă le-a fost dată de Dumnezeu și îngăduită de Dumnezeu ca să facă ceea ce cred ei. Dar ei, în ciuda tuturor lucrurilor, ei nu știu că împlinesc planul lui Dumnezeu. Da, dragii mei, ei nu știu că împlinesc planul Dumnezeu. Haideți să ne rugăm în seara aceasta și să vedem ce are să ne spună Dumnezeu, să ne arate drumul și calea pe care trebuie să mergem, să ne rugăm ca Dumnezeu să conducă toate lucrurile și Duhul Sfânt să coboare peste noi pentru ca noi să putem să înțelegem pentru lista noastră de rugăciune. Vă rog, distribuiți, dragii mei, distribuiți. Mă voi pleca pe genunchi și vă rog să mă însoțiți în rugăciune. Bunule Tată care ești în ceruri, venim înaintea Ta, la picioarele Tale în seara aceasta, să-Ți mulțumim pentru că ne iubești, pentru că ne dai posibilitatea ca să vorbim, să ne facem datoria și lucrarea la care ne-ai chemat. Știm că Satana lucrează cu toată puterea și se opune, dar știm că Tu ești puternic și Tu conduci. Deschide Tu toate porțile posibile
ca să se facă lucrarea ta, pentru ca să se biruiască locuința morților și lucrărilor Satana în timpul acestea și sufletele să fie dezlegate și aduse la tine. Revarsă Duhul Tău cel Sfânt pentru a ne da putere, pentru a ne deschide ochii, pentru a ne da înțelepciune. Te rugăm din toată inima ca Tu să conduci toate lucrurile și noi să fim oameni după voia Ta. Pregătește-ne și întărește-ne pentru vremurile care o să vină, să fim credincioși și să rezistăm în numele Fiului Tău ce-am cerut acestea. Te rugăm pentru lista de rugăciune, cu probleme, cu nevoi. Te rugăm să intervii și să lucrezi în viața lor, după cum știi Tu că este mai bine, dar te rugăm ca niciunul să nu piară. În numele Domnului Iisus ce-am cerut acestea. Amin. Dragii mei, vreau să vă spun că proiectul nostru pentru tipărirea cărților s-a încheiat. Astăzi am primit avizul de la tipografie ca să facem plata pentru cărți și așteptăm ca să vină cât de repede. Și Domnul să fie binecuvântat. Rugați-vă pentru lucrare, rugați-vă, implicați-vă și faceți tot ce este drept. Vreau să deschidem Sfintele Scripturii în seara aceasta, să vedem ce spune Dumnezeu și la ce ne avertizează Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Și spune așa cuvântul lui Dumnezeu în Matei 24 și zice așa: El a șezut pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la El la o parte și i-au zis: spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acesteia. Drept răspuns, Iisus a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Când veți vede toate aceste lucruri, se vor ridica proroși mincinoși care astăzi predică tot felul de mizerii și de tot felul de prostii, care ei cred că sunt trimiși de Dumnezeu, că sunt apărătorii dreptei credințe și multe lucruri. Și Dumnezeu zice: aveți grijă. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Să nu vă înspăimântați. Voi trebuie să țineți capetele sus și să fiți credincioși Dumnezeu, că Dumnezeu conduce toate lucrurile în lumea aceasta după voia Sa. Un neam se va spula împotriva neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâți și veți fi urâți de toate neamurile din pricina numelui meu, pentru numele meu. Adică oamenii vor începe o persecuție foarte mare. Dar problema este că Dumnezeu mai spune altceva la care trebuie să vegem, să avem mare grijă, și spune: atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți. Îndemn la veghere. Dar ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, nici numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele Noe, a doua se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune așa: și din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârșitul. Dragul meu, sfârșitul este gata, este aproape. Evanghelia lui Dumnezeu, vrem nu vrem, se vestește. Dumnezeu va ridica oameni ca să dea și mare strigare. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să transmitem un mesaj. Dar vreau în seara aceasta să urmărim niște videoclipuri pentru care Dumnezeu ne avertizează tot ceea ce vine. Și vom vedea mai departe de ce Dumnezeu îngăduie aceste lucruri ca să vină pe pământul acesta. Și datorită a ceea ce voi arăta eu dumneavoastră în seara aceasta, mari schimbări se vor produce în curând în lumea noastră. Haideți să urmărim, dragii mei, videoul acesta pe care ne este pus înainte, pe care eu l-am selectat din mai multe țări, ci nu numai dintr-un loc, să vedem ce se întâmplă pe pământul acesta. Uitați-vă, fraților, ce e în Spania acum. Uitați ce e aici.
Uitați-vă ce e aici, a venit iarna. No se puede hacer nada, señores, con la naturaleza. Guayco, guayco.
Amin. Nkhaysek sbat telbsoum. Nkhaysek sbat telbsoum. İstanbul'da beklenen kar yağışı öğleden sonra şiddetini göstermeye başladı ve her yer şu an felç. Her yer kilitli. Buradan zaten arabalar çıkamıyor. Çok zor bir şekilde çıkmaya çalışıyor. Dragii mei, tot ceea ce ați văzut dumneavoastră, că v-am adus la cunoștință prin aceste videouri, s-au întâmplat acum de curând. Nu sunt videouri de demult, nu sunt invenții, nu sunt nimica. Pământul acesta fierbe. Nimeni nu vorbește, televiziunile tale vorbesc despre alte lucruri. Toate aceste lucruri care se întâmplă astăzi pregătesc oamenii pentru ziua cea mare a Domnului. Pregătesc oamenii pentru foamete, pentru sărăcie, pentru control, pentru închinare. Oamenii lui Satana, care conduc lumea aceasta, produc aceste inundații, aceste catastrofe. Toate aceste lucruri care se întâmplă, ne pregătesc pentru decretul duminical, pentru închinarea la fiară. Papalitatea controlează toate aceste lucruri din spate. Ei se fac că sunt oameni de bine și de pace al omenirii, dar în realitate ei fac toate aceste lucruri. Dumnezeu spune că tot ceea ce se întâmplă este sub puterea lui Satana, dar totuși este sub controlul lui Dumnezeu. Dumnezeu va îngădui să facă doar anumite lucruri pentru a-și îndeplini planul. El nu va trece peste limitele lui Dumnezeu. Și toate aceste lucruri care se întâmplă, Dumnezeu trage un semnal de alarmă ca noi să ne trezim și să ne facem datoria pentru vremurile acestea. Dumnezeu spune că aceste semne sunt un semn al iubirii sale ca să facă ceva din viața noastră. Și o să vedeți noastră mai departe ce spune cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu vrea să ne trezească și spune că fiecare copil al lui Dumnezeu să părăsească orașele și satele și comunele aglomerate, fiindcă toate acestea și mai ales marile orașe vor cade sub pedeapsa lui Dumnezeu și vor fi nimicite. Că nu este în mod direct venit de la Dumnezeu, dar Dumnezeu va îngădui prin mâna acestor blestemați care distrug pământul acesta. Și Dumnezeu zice, vai de cei ce nimicesc pământul, că și Dumnezeu îi va nimici pe ei într-o bună zi. Toate aceste lucruri, dragii mei, se întâmplă ca tu și eu și fiecare dintre noi să n-avem ce pune pe masă. Uitați-vă că toate aceste lucruri se întâmplă în timpul când agricultura este gata, când oamenii vor să-și pregătească pământurile, să se aducă. Ați văzut Spania, ați văzut Turcia, ați văzut Italia, ați văzut țările arabe, Grecia și toate țările acestea, pământul acesta fierbe. Fierbe, dragii mei, pe o parte este războiul, pe o parte scumpirile, pe o parte catastrofele. După catastrofele acestea, recoltele în Spania și multe țări sunt distruse. Și la noi, în România, la Reșița, era apa până aproape la etajul 1, parterul era inundat. Piatra a bătut. Acum arată din nou toate aceste lucruri. Credeți că lucrurile acestea vin întâmplător? Haideți să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a arătat că mari schimbări vor avea în lumea aceasta în curând. În curând vor avea loc ca să ne arate ceea ce trebuie să facem. Și Dumnezeu spune, dragul meu, ascultător, când îngerul Harului își restrânge aripile și pleacă, Satana va săvârși fapte ticăloase pe care de mult timp a dorit să le facă. Și spune că vor veni furtuni, uragane, războaie și vărsare de sânge în aceste lucruri se desfășoară și se desfată el și astfel adună recolta lui. Și așa de complet vor fi oamenii înșelați de el, încât vor declara că aceste calamități sunt rezultatul pângăririi primei zi a săptămânii, adică a duminicii.
Toate aceste lucruri sunt pregătite ca oamenii să urască pe cei care îl iubesc pe Dumnezeu și păzesc poruncile lui Dumnezeu, ca oamenii să-i condamne și să se debaraseze și să-i lepede pe toți aceia care îl slujesc pe Dumnezeu. Și toate aceste lucruri, dragii mei, spune că de la amvoanele bisericilor, chiar de la amvoanele poporului Dumnezeu, se vor auzi declarații că lumea este pedepsită pentru că duminica nu este onorată așa cum ar trebui să fie. Și nu va necesita mare putere de imaginație pentru ca oamenii să poată să creadă lucrul acesta. În aceste timpuri Dumnezeu ne cheamă pe mine și pe tine și pe fiecare dintre noi să propovăduim adevărul prezent cu siguranță și cu putere chiar acum. Lăsați alergările voastre, lăsați umblările voastre, nu vă vor folosi cu nimic nici averile, nici banii, nici alergările, nici bogățiile, nici mașinile. Au fost foarte multe videouri pe care puteam să le pun înaintea noastră. Un om se plângea, BMW-ul nou, Mercedes nou, pline până la geamul de sus de apă, pline de apă, s-au dus toți banii lui, s-a ales praful de tot. Dragii mei, în curând nimic nu ne va mai folosi. Singurul lucru pe care vom putea să-l avem, singurul lucru de care ne vom putea folosi, este doar Dumnezeu și ce facem pentru El. Noi în aceste timpuri nu trebuie să dăm niciun ton de jale. Noi nu trebuie să cântăm imnuri funerare. Cum să predicăm, spune cuvântul Dumnezeu, despre calamități? Noi trebuie să încurajăm pe aceia care sunt doborâți de întristare. Noi trebuie să tratăm calamitățile acestea ca o binecuvântare nevăzută, ca pe niște soli ai milei lui Dumnezeu. Noi trebuie să lucrăm într-o modalitate care să facă să răsară nădejdea în toate locurile disperării. Ce să însemne, dragul meu ascultător, aceste dezastre pe mare, vase aruncate în neant, fără nicio avertizare? Ce să însemne aceste accidente pe uscat, focul care consumă bogățiile, apele care distrug recoltele acumulate de oameni? Multe dintre ele, spune Dumnezeu, că sunt obținute prin opresiunea celor săraci, fiindcă bogații lumii acesteia opresează pe lumea aceasta și le dă bani doar de mâncare și ei trăiesc în lux și dezmăți. Dumnezeu nu intervine în aceste timpuri și nu va interveni să protejeze bunurile celor care calcă legea și rup legământul lui Dumnezeu și celor care calcă sabatul lui Dumnezeu, care acceptă o altă zi de închinare falsă în locul sabatului lui Dumnezeu. De aceea vreau să trag un semnal de alarmă în seara aceasta. Fie că ești adventist de ziua șaptea sau din altă religie, atâta timp cât vei călca legea lui Dumnezeu și vei rupe legământul său, Dumnezeu nu va interveni să protejeze bunurile tale și nici chiar viața ta. Fiindcă plăgile lui Dumnezeu încep să cadă pe pământ deja, făcând să dispară cele mai costisitoare averi, edificii, ca și cum peste ele ar fi căzut foc din ceruri. Dumnezeu ne trage un semnal de alarmă. Să ne pregătim. Dumnezeu ne cheamă să ne trezim. Dragii mei, îi vor face oare aceste judecăți pe aceia care pretind creștini să-și revină în fire în vremurile acestea? Dumnezeu îngăduie să vină pentru ca lumea să ia aminte că păcătoșii de pe pământul acesta trebuie să se teamă și să tremure înaintea lui Dumnezeu prin faptul că îngăduie Dumnezeu aceste calamități. Dumnezeu intenționează să-i facă pe oameni să-și vină în fire. Prin fenomenele acestea neobișnuite din natură, Dumnezeu le trage atenția tuturor acelora care se îndoiesc asupra descoperirilor clare pe care le-a făcut în cuvântul său. Cât de adesea auzim în aceste zile de cutremure, de uragane, de distrugeri prin foc și inundații, cu mari pierderi de vieți omenești și bunuri materiale. Aparent aceste dezastre, ele sunt dezlănțuiri capricioase ale puterii naturii, care par să fie dezorganizate, să fie haotice, cu totul în afara controlului omenesc. Dar trebuie să știți un lucru, dar în ele însele se poate citi întotdeauna intenția lui Dumnezeu. Ele fac parte din mijloacele prin care Domnul Dumnezeu caută să-i trezească pe oameni pentru a-i face să conștientizeze pericolul care îi așteaptă. Fiindcă evenimentele viitoare,
Ele toate sunt în mâinile Domnului Dumnezeului nostru. Lumea nu este fără un conducător. Programul evenimentelor viitoare este în mâinile lui Dumnezeu. Maestatea cerului are în grija sa atât destinul națiunilor, cât și relațiile cu biserica sa. Linia de deosebire între creștini cu numele și cei nelegiuiți spune că abia se mai vede în vremurile acestea. Membrii bisericii, dragii mei, care iubesc lumea aceasta și sunt gata să se unească cu ea, iar Satana este hotărât să-i unească într-o singură confederație, într-o singură organizație, într-o organizație mondială, într-o religie mondială. Și în felul acesta, Satana vrea să-și întărească puterea, aruncându-i pe toți aceia care nu se sfințesc în brațele spiritismului. Papistașii care se laudă cu minunile, pretinzând că sunt un semn sigur al bisericii cele adevărate, aceștia vor fi amăgiți cu siguranță și cu ușurință de această putere făcătoare de minuni. Iar protestanții care au lepădat adevărul, care au lepădat scutul adevărului, vor fi amăgiți, vor fi duși în rătăcire, dragii mei. În curând se vor face mari schimbări pe pământul acesta datorită acestor catastrofe naturale. Datorită acestor catastrofe naturale se vor pune mari restricții pentru circulație, se vor pune mari restricții pentru deplasare, se vor pune mari restricții pentru cumpărare și vânzare, se vor pune mari restricții pentru alimentația populației, se vor pune mari restricții și restricțiile cele mai mari le vor avea toți aceia care nu se vor supune sistemului. Toți aceia care se vor pune sistemului și vor mânca din mâna lor, vor primi lucrurile acestea, dar oamenii nu înțeleg că toate aceste restricții și toate aceste catastrofe naturale sunt pregătite și aduse la existență de Satana pentru închinare, scopul cel mai mare l-are. Ați văzut în toate veacurile și în toate transcrierile Sfintelor Scripturi, dragii mei, dacă vă uitați de la Adam și Eva, închinarea unui om a depins de o bucată de mâncare. Adam și Eva și-a vândut închinarea față de Dumnezeu, ascultând de glasul șarpelui, mâncând din pomul cunoștinței binelui și răului. Apoi avem pe Esau, care și-a vândut dreptul de întâi născut pentru o ciorbă de linte. Apoi avem oameni care și-au vândut ascultarea de Dumnezeu pentru o manta de șinear. Oameni care și-au vândut ascultarea de Dumnezeu pentru 20 de arginți. Oameni care și-au vândut ascultarea de Dumnezeu și sufletul lor pentru multe lucruri. Va veni un nou timp de încercare în care Domnul Iisus Hristos ne-a arătat și ne-a dat un exemplu că prin legătură strânsă și ascultare de Dumnezeu noi vom putea să biruim indiferent ce va veni. Când Domnul Iisus Hristos a fost încercat la problema unde omul a căzut, El a biruit și spune că noi putem să biruim prin tot ceea ce El ne cere. Fiindcă papistașii, protestanții și cei lumești care astăzi trăiesc în felul dorit de ei și beau din vinul mâniei, curviei, Babilonului, vor primi în egală măsură o formă de evlavie, dar va fi fără putere și vor vedea în această uniune o mare mișcare pentru pocăința lumii întregi și inaugurarea mileniului mult așteptat. Și Dumnezeu ne spune ca noi să vedem lucrurile acestea, fiindcă prin calamitățile naturale Satana îi va conduce pe oameni la sfințirea sabatului sfânt, la sfințirea duminicii. Uitați-vă că de fiecare dată este băgat sub o înșelăciune falsă. Nu se mai aduce lucrul acela pe care ei l-au semnat cam prin anii 1970 pentru decretarea duminicii. Duminica este astăzi sub o formă mascată pentru binele comun, pentru familie, pentru copii, pentru pace și liniște, pentru odihnă, pentru poluare și pentru multe alte lucruri pe care îi le vor cere și oamenii vor accepta cu bucurie. Problema e că toate aceste catastrofe naturale care se aduc în zilele noastre au un singur scop, la fel cu covrigul care a venit. În timpul covrigului li s-a băgat oamenilor în cap tot felul de idei tâmpite și nesănătoase. Dacă voi veți ieși din casă, dacă voi nu veți asculta, dacă voi nu veți face lucrurile acestea, voi sunteți vinovați de moartea copilor voștri, de moartea părinților, de rudelor, de prietenilor și voi și oamenii au început să aibă pe conștiință crimele comise de alții pe care ei nu le-au făcut.
A fost o invenție drăcească în care îi omorau oamenii prin tot felul de metode și ceilalți sufereau și purtau o povară pe care ei n-au făcut-o. În timpurile acestea, tot ceea ce se va face cu catastrofele acestea spune că din cauza voastră, dacă voi nu veți supune totul acestor lucruri, vom muri cu toții, se va distruge planeta, uitați-vă ce se întâmplă. Apoi, după ce se vor supune oamenii, vor zice, trebuie să vă supuneți, să vă închinați și să ascultăm, să ne întoarcem la Dumnezeu într-o unire. Dacă vreți să avem ce să mâncăm, și atunci oamenii vor trebui să mănânce. O mică grupă nu se vor supune acestor oameni și vor căuta să asculte de Dumnezeu. Și în momentul acela toată lumea se va ridica împotriva lor și vor spune, voi sunteți vinovați de tot ce se întâmplă pe pământul acesta. Satana lucrează în timpul acesta prin elementele naturii pentru ca să strângă secerișul de sufletele nepregătite. Fiindcă Satana împreună cu slujitorii săi a studiat secretele laboratoarelor naturii și își folosește toată puterea pentru ca el să dirigeze aceste elemente doar atât cât îi sunt îngăduite de Dumnezeu. În timpurile acestea, dragii mei, trebuie să ne ridicăm să vorbim împotriva lucrărilor Satana, împotriva lucrărilor papalității, împotriva tot ce se lucrează pe ascuns, în contra lui Dumnezeu și contra poporului Dumnezeu. Oamenii se pregătesc pentru marea luptă, dar împotriva lui Dumnezeu și nu împotriva păcatului. Nu vă fie teamă, ridicați-vă, că solia lui Dumnezeu trebuie să fie vestită până la marginea pământului, căci atunci va veni sfârșitul. Dacă vreți ca aceste chinuri de moarte și suferință și necazuri pe pământul acesta să se termine în curând, trebuie să vă ridicați. Domnul este gata. Anii pe care Dumnezeu i-a prescris sunt gata împliniți, este aproape, când Dumnezeu va elibera pământul de surobia păcatului, când Dumnezeu este gata să aducă o nouă viață și o restaurare și o resetare a pământului acestuia în felul pe care o cere Dumnezeu, nu pe care o dă lumea aceasta. Când ni s-a îngăduit, dragii mei, să-l chinuie pe Iov, lui Satana, cât de repede au fost distruse turmele, cirezile, robii, casele, copiii, necazurile, venind unul după altul, ca într-o singură clipă. Uitați-vă în timpurile acestea, cât de repede se întâmplă unul după altul. Veni covrigul, a murit o grămadă de bătrâni și oameni, apoi se ia de copiii noștri ca să ne ridice, ca copiii noștri să fie sub stăpânirea lor, controlați în școli, controlați prin înțepături, controlați printr-o educație falsă. Apoi naturile sunt... recoltele sunt distruse, casele oamenilor sunt date la o parte, apoi lipsa de locuri de muncă, apoi după toate aceste lucruri vine foametea. Dumnezeu spune, necazurile vin unul după altul ca într-o singură clipă, dar Dumnezeu este acela care ocrotește toate făpturile sale care ascultă de el și Dumnezeu le înconjoară pentru a le feri de puterea distrugătorului. Dar lumea aceasta creștină a dovedit dispreț față de legea lui Dumnezeu. Domnul însă va face exact ce a spus, exact ceea ce a promis. El își va trage binecuvântările de pe pământ și își va îndrepta grija sa ocrotitoare la toți aceia care ascultă de el, dar își va îndepărta grija sa ocrotitoare de la toți aceia care se răscoală împotriva legii lui Dumnezeu și obligând și pe alții să facă la fel ca ei. Fiindcă Satana are stăpânire peste toți aceia peste care nu-i protejează Dumnezeu în mod deosebit. Ai grijă, dragul meu, dacă ești sub protecția lui Dumnezeu și ești călcător al legii sau nu. Fiindcă el va favoriza și va face pe unii să prospere pentru ca să aducă la îndeplinire planurile și va aduce necazuri peste alții, făcând pe oameni să creadă că Dumnezeu este acela care chinuiește, în felul acesta lucrează Satana. Fiindcă aceste plăgi ale timpului nostru, care se văd că vin pe pământul acesta, ele nu sunt generale ca cele 7 plăgi, căci locuitorii pământului ar fi nimiciți cu totul, spune Dumnezeu. Totuși, vor fi cele mai îngrozitoare calamități care au fost cunoscute vreodată de muritori. Toate judecățile care vor veni peste oameni până la încheierea timpului de har, ele sunt amestecate cu milă. Sângele mijlocitor al Domnului Iisus Hristos l-a ferit până acum pe păcătos să primească măsura de plină pentru vinovăția lui. Dar în judecata finală, mânia lui Dumnezeu va fi revărsată neamestecată cu milă pe pământul acesta. Și Dumnezeu ne avertizează în timpul acestea
că orașe mari vor fi măturate cu totul de pe fața pământului. Lucrarea care ar trebui sau care ar fi trebuit să fie făcută cu mult timp în urmă, Dumnezeu zice că trebuie să fie făcută repede și grăbită pentru a câștiga sufletele la Hristos. Ea n-a fost făcută de noi care trebuia să facem lucrurile acestea, fiindcă locuitorii orașelor stricate, ce vor fi în curând cercetate de calamități, au fost neglijați în mod crud de poporul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu a avut preocupare pentru averi, pentru câștig, pentru dezmăț, pentru desfătare, pentru destrăbălare, pentru idolatrie, pentru apostazie, ci nu a avut timp pentru lucrarea lui Dumnezeu. Eu lucrez într-un loc unde lucrez și acolo dau exemplu. Și nu și-au făcut lucrarea pentru că ei au făcut ce au dorit ei. Este aproape timpul, dragii mei, când orașele mari vor fi măturate cu totul și toți trebuie să fie avertizați de aceste judecăți ale lui Dumnezeu care vin pe pământul acesta. Dar cine oferă prin înțelepciunea acestei lucrări serviciul lui din toată inima pe care îl cere Dumnezeu? Dumnezeu ne avertizează că în prezent nu se face nici mie parte din lucrarea care trebuie făcută în oraș și aceasta ar trebui să fie făcută dacă bărbații și femeile și-ar îndeplini toată datoria pe care o au față de Dumnezeu și față de semenii lor. Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie strâns, trebuie să fie unit în legături, în părtășie, în iubirea creștină. Numai Dumnezeu poate să fie scutul și tăria noastră în această perioadă de calamități care se vor abate cu mare repeziciune și se vor înmulți una după alta asupra lumii noastre. Dumnezeu trage un semnal de alarmă că trebuie să ne trezim. Ocaziile noastre de a răspândi adevărul, ele trebuie să fie folosite cât mai repede, căci nu vor dura mult aceste ocazii. Ne sunt arătate nenorocirile, ne sunt arătate haosul și foamea care vor veni pe pământul acesta, fiindcă Satana caută acum să țină pe poporul Dumnezeu în stare de inactivitate. Satana îl reține ca poporul Dumnezeu să nu-și facă lucrarea în partea sa de răspândire a adevărului, pentru ca la sfârșit, când vor fi cântăriți, să fie găsiți necorespunzători. Poporul lui Dumnezeu în aceste timpuri trebuie să primească această avertizare și să deosebească semnele timpului, să deosebească semnele revenirii Domnului Iisus Hristos, care sunt prea evidente pentru a fi puse la îndoială. Și în vederea acestor lucruri, toți aceia care susțin că sunt de partea adevărului trebuie să fie implicați în mod activ în predicarea Cuvântului Dumnezeu pe orice cale și pe orice posibilitate. Dumnezeu în aceste timpuri cheamă pe toți, atât pe predicatori cât și poporul, să se trezească. Tot cerul este în mișcare, fiindcă scenele istoriei pământului acestuia, Dumnezeu spune că se vor încheia în curând. Trăim primejdiile timpului sfârșitului acestui pământ, fiindcă în fața noastră sunt necazuri pe care încă Dumnezeu nu le-a adus la existență ca să ne poată trezi. Și sunt necazuri nu ca acestea care se întâmplă pe alocuri, sunt necazuri și mai mari. Și Dumnezeu spune, și cu toate acestea noi nu vrem să ne trezim, fiindcă această lipsă de activitate și seriozitate în lucrarea lui Dumnezeu este înspăimântătoare, este groaznică. Această toropeală de moarte este de la Satana, ci nu la Dumnezeu, fiindcă Satana a început să stăpânească mințile păzitorilor neconsacrați ai sabatului și îi determină să fie invidioși unul pe celălalt, să fie căutători de greșeli și să critique și lucrarea lui Dumnezeu să rămână nefăcută. Lucrarea sa specială este aceea ca să dezbine inimile, astfel ca păzitorii neconsacrației sabatului să nu poată să aibă influență, tărie, iar timpul lor atât de prețios să fie ocupat cu tot felul de lucruri neînsemnate, când de fapt aceasta trebuie petrecut în a proclama adevărul celor necredincioși. Fiindcă ultima mare bătălie și ultima mare luptă dintre Hristos și îngerii săi, pe de o parte și Satana, și îngerului de cealaltă parte, se va da cu privire la legea lui Dumnezeu care va fi decisivă pentru întreaga omenire.
Oamenii care sunt aflați în poziții de răspundere, nu numai că vor ignora și vor desprețui ei înșiși sabatul, dar ei vor determina pe oameni, vorbind de la anvoanele sfinte, să respecte prima zi a săptămânii, invocând tradiția și obiceiurile în susținerea acestei instituții care este inventată de om. Ei vor arăta spre calamitățile acestea care vin pe pământul acesta. Și de pe mare, spre furtuni, spre inundații, spre cutremure, spre incendii, ca fiind judecățile care indică neplăcerea lui Dumnezeu din cauza că oamenii nu respectă duminica cu sfințenie. Aceste calamități se vor înmulți, dezastrele vor urma unul după altul, iar cei care anulează legea lui Dumnezeu vor arăta spre puțini, care respectă sabatul, poruncea a patra, ca fiind cei care aduc mânia lor asupra lumii acesteia. Și aceasta este minciuna, este planul lui Satana pentru a-i prinde în capcană pe toți aceia care nu vor să știe și să cunoască voia lui Dumnezeu. Domnul îngăduie, dragii mei, ca bărbații și femeile să treacă prin suferințe și calamități pentru a ne chema, ca noi să renunțăm la egoismul nostru, pentru a reînviora în noi trăsăturile caracterului Dumnezeu, pentru a trezi compasiune, blândețe, dragoste. Și în modul cel mai mișcător, dragostea divină face în aceste timpuri apeluri prin care ne cheamă pe fiecare dintre noi să manifestăm aceeași compasiune, aceeași sensibilitate pe care le-a manifestat când le-a fost Domnul Iisus Hristos pe pământul acesta. Se vorbește despre Domnul Iisus Hristos că El a fost un om al durerii, care a fost familiarizat cu suferința. În toate nenorocirile, El va simți împreună cu noi pe unde vom trece și noi. El, Domnul nostru Iisus Hristos, ne iubește pe noi oamenii ca fiind câștigați cu propriul Său sânge și ne spune, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Dar pocăiții nu vor să se iubească, creștinii nu vor să se iubească, se ceartă, se urăsc, trăiesc în separatisme, se apropie timpul când vor fi pe pământ dureri pe care niciun balsam omenesc nu le va putea alina, dragii mei, fiindcă Spiritul lui Dumnezeu se retrage. Dezastre pe apă și pe uscat, urmează unele după altele într-o repede succesiune. Cât de des se aude în aceste timpuri de aceste cutremure, de aceste cicloane, de distrugeri prin foc, de inundații însoțite de mari pierderi și vieți omenești, se anunță că vor veni iar înghețuri, că vor veni ploi, că vor veni catastrofe. De fiecare dată se vorbește de lucrurile acestea. De fiecare dată se vorbește de lucrurile acestea. În aparență aceste calamități sunt dezlănțuite capricioase, dezlănțuite capricioase ale forțelor dezorganizate, neregulate ale naturii, cu totul în afară de controlul omului. Și spuneam mai înainte, dar în toate acestea se pot citi intențiile Dumnezeu, fiindcă toate acestea fac parte din mijloacele Lui care caută să ne deștepte pe noi bărbați și femei spre a simți primejdia în care ne găsim pentru vremurile acestea, fiindcă Satana își exercită puterea. Și acum voi reaminti iar înaintea dumneavoastră și voi aduce un citat din tragedia de acolo la pagina 589. Satana distruge lanurile gata de recoltat. Se vede? Se vede. Ca, având ca urmare ce? Foametea și suferința. El face ca aerul să fie poluat și mii de ființe pierd din cauza stricăciunii. Aceste calamități vor veni din ce în ce mai frecvente și mai dezastroase. Distrugerea va veni asupra oamenilor și animalelor. Țara este tristă, este lăită de puteri. Locuitorii pământului sunt mâhniți, tânjesc, țara a fost purcată de locuitorii ei, calcă legile mele, nu țin poruncile mele și rup legământul meu cel veșnic. Citat încheia, tragedia veacului 589. Dragul meu, se întâmplă lucrurile acestea. Pământul este zleit de puteri. De la un timp de vreme, uitați-vă, mai mult nor decât soare. Ne țin oamenii lumii acestea cu foarte mult nor, în care de multe ori este nor și nu dă ploaie. După ce dă puțin soare, o zi, două, vin nenorociri, cicloane, vin tot felul de lucruri care se coboară peste pământul acesta.
Și Dumnezeu spune că oamenii nu vor să se trezească nici în felul acesta. Astăzi este ca în zilele lui Noe. Oamenii sunt interesați doar de mâncare și băutură, să desclătesc cu entuziasm, care îi înflăcărează, caută bani, câștiguri, averi, nu interesează de sufletul lor, de viața lor, nu interesează nimic. Acest lucru îi face intens de activ să urmeze imaginația rea a inimii lor, în aceasta constă toată lucrarea lor. În țară este violență. Ce vedem acum, dragii mei? Oamenii lucrează în același fel ca și în zilele lui Noe, uitând de Dumnezeu și educându-se în obiceiuri și practici care strică sufletul lor și trupul lor și al copiilor lor. Vedem calamități groaznice venind peste lume din cauza nelegiuirii. Mii de oameni sunt uciși de inundații, de tornade teribile și de cutremure. Vasele care călătoresc pe adâncuri pierd în furtuna valurilor și în ciuda tuturor acestora, oamenii continuă să acționeze împotriva lui Dumnezeu. Fiindcă toate aceste calamități, pe uscat, pe mare, starea tulburată a societății, alarmele de război sunt prevestitoare de rău. Ele prezic de fiecare dată apropierea de evenimente de cea mai mare importanță, fiindcă agențiile răului își combină, își consolidează forțele, ele se întăresc pentru ultima criză mare care va veni pe pământul acesta. Mari schimbări vor avea loc în curând în lumea noastră, iar evenimentele acestei finale se vor succeda rapid una după alta. Noi nu suntem pregătiți, noi nu ne dăm seama că aceia care acum țin poruncile lui Dumnezeu trebuie să pornească la acțiune pentru ca să poată să obțină ajutorul special pe care numai Dumnezeu poate să-l dea. Ei trebuie să lucreze cu mai multă silință pentru ca să întârzie cât mai mult posibil calamitățile amenințătoare, pentru ca mai multe suflete să fie salvate. Aceste calamități se deslănțuie cu repeziciune datorită că cei care ar trebui să-și facă lucrarea de mântuire, de salvare a sufletelor și a oamenilor pentru ducerea Evangheliei, nu o fac. Și spune Dumnezeu că dacă noi nu facem nimic pentru a lămuri mințile oamenilor și prin ignoranța față de adevăr, legiuitorii noștri, conducătorii lumii acesteia, vor renega principiile protestantismului, vor acorda satisfacție și sprijin Romei care înșeală și aduce un sabat fals. Dumnezeu va considera răspunzător pe poporul său care a avut mare lumină pentru lipsa de stăruință și credincioșie pe care trebuia să o acorde înaintea lumii. Pe măsură ce foametea și lipsurile de tot felul și calamitățile vor crește pe tot pământul, producția de alimente sănătoase, Dumnezeu spune că va fi simplificată. Cei ce sunt angajați în această lucrare trebuie să învețe neîncetat de la Marele Învățător, care își iubește poporul și are mereu în vedere binele lor. Dumnezeu va lucra prin aceia care pot să vadă milă în nenorocire și câștig în pierdere. Când lumina lumii va trece pe lângă noi, vom vedea că greutățile sunt de fapt un privilegiu, că există ordine în încurcături și succes în eșecul acesta aparent. Calamitățile vor fi văzute ca binecuvântări deghizate, nenorociri ca acte de îndurare. Lucrătorii veniți din rândurile oamenilor simpli, împărtășind durerile semenilor lor, așa cum stăpânul lor a împărtășit durerile întregului neam omenesc, îl vor vedea prin credință lucrând cu ei pe pământul acesta. Calamitățile vor veni. Vor veni calamitățile cele mai îngrozitoare și cele mai neașteptate, iar aceste nenorociri vor urma una după alta. Dacă avertizările pe care le-a adresat Dumnezeu vor fi ascultate și dacă bisericile se vor pocăi, dacă se vor întoarce la Dumnezeu, la supunere față de El, unele orașe ar putea să fie curățate pentru o vreme ca sufletele să fie salvate. Totuși, dacă oamenii care au fost înșelați continuă să meargă pe aceeași cale pe care au mers până acum, desconsiderând legea lui Dumnezeu și prezentându-le altora niște minciuni, Dumnezeu le va îngădui să sufere nenorociri, pentru că simțurile lor vor fi sensibile. Dar tu îți vei scăpa sufletul, fiindcă tu ai tras un semnal de alarmă la vremea potrivită și la timpul cuvenit.
Venirea Domnului este mai aproape decât am crezut la începutul. Marea luptă se apropie de sfârșit, dragul meu. Fiecare veste despre calamitățile de pe mare sau pe uscat este o mărturie cu privire la faptul că sfârșitul lucrurilor este aproape. Și atunci arhiamăgitorul, cel mare, va convinge pe oameni că aceia care slujesc lui Dumnezeu, ei sunt cei care provoacă aceste rele pe pământ. Clasa de oameni care a provocat disgrația cerului va pune toate necazurile asupra lor, asupra celor care ascultă de legea lui Dumnezeu. Că legea lui Dumnezeu este o mustrare continuă pentru cei ce o calcă. Se va spune că oamenii insultă pe Dumnezeu prin călcarea sabatului duminical. Că acest păcat a adus calamitățile care nu vor înceta până nu se vor impune cu strictețe. Păzirea duminicii, restricții de libertate religioasă, restricții de circulație, restricții de orice pe pământul acesta și ca aceia care susțin cerințele poruncii a patra, distrugând respectul pentru duminică, ei sunt tulburătorii poporului, ei sunt tulburătorii pământului, ei împiedică revenirea lor în grația divină și în prosperitatea materială. În felul acesta, dragii mei, acuzația aceasta care va fi ridicată este acuzația ridicată din vechime împotriva slujitorului lui Dumnezeu. Se va repeta pe motive la fel de bine stabilite. Abia a zărit Ahab pe Ilie și i-a zis: tu ești acela care nu norocești pe Israel. Dar Ilie s-a ridicat cu putere și tărie de la Dumnezeu și a răspuns lui Ahab: nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile lui Dumnezeu și te-ai dus după Baal. Același lucru trebuie să fie avertizat oamenii, că nenorocirile nu vin din cauza celor ce păzesc poruncile lui Dumnezeu și din cauza închirărilor idolatre și neascultării față de Dumnezeu. Când mânia oamenilor va fi provocată prin acuzații neadevărate, ei vor lua față de trimișul lui Dumnezeu o atitudine și atitudinea aceasta foarte asemănătoare cu aceea pe care Israelul a apostaziat a luat-o față de Ilie. Și Dumnezeu spune că va fi un pas fatal, pasul următor. Demnitarii bisericii și ai statului se vor uni pentru a corupe, pentru a convinge, pentru a constrânge toate clasele de oameni să cinstească duminica, căci datorită nerespectării duminicii vin aceste catastrofe. Recoltele sunt distruse, aerul poluat, nu e muncă, nu e pace, nu e liniște, e războaie, fiindcă lipsa autorității divine va fi înlocuită cu decrete de prigonire și de moarte. Fiindcă politicii oameni ai timpurilor noastre sunt corupți, care a distrus iubirea, care a distrus dreptatea, care a distrus respectul pentru adevăr. Chiar și în America cea liberă, dacă vă uitați cu atenție, conducătorii și legiuitorii pentru a-și asigura favoarea publică se supun cererii populare de a da o lege care să impună păzirea duminicii. Și am văzut că lucrurile acestea se cer peste tot, fiindcă lipsa de conștiință care a costat o jertfă atât de mare nu va mai fi respectată. În lupta care se apropie cu pași repezi vom vedea exemplificate cuvintele profetului: și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia Domnului Iisus Hristos. În ce privește aceste învățături, dragii mei, și avertizări care sunt referitoare la necesitatea unui efort stăruitor în proclamarea soliei celor de-al treilea înger în orașe din perspectiva calamităților care au să cadă asupra centrelor populare pe măsură ce se apropie sfârșitul lumii. Este aproape timpul când orașele mari vor suferi judecățile lui Dumnezeu. În scurt timp aceste orașe mari vor fi zguduite teribil. Nu contează cât de mari sau de puternice sunt clădirile lor. Nu contează cât de multe măsuri s-au luat împotriva incendiilor și stabilităților. Când Dumnezeu se va atinge de aceste clădiri, în câteva minute sau ore ele vor fi în ruină. Orașe mari și netemătoare de Dumnezeu din lumea noastră vor fi măturate și distruse de pe fața pământului. Și toate acestea vor veni prin calamitățile naturale care fac să cadă acum clădiri imense și porțiuni mari din orașe,
Dumnezeu ne arată ce va veni asupra întregului pământ în curând. El ne-a spus, dragii mei, și ne-a avertizat pe fiecare dintre noi. De la Smochin învățați pilda lui. Când îi înfrățezește și înfrunzește mărdița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vede toate aceste lucruri, să știți că fiul omului este aproape, este chiar la uși. Calamitățile acestea teribile care se abat asupra orașelor mari ar trebui să ne trezească pe noi toți la o activitate intensă, ca noi să ne ridicăm, să transmitem mesajul de avertizare către aceste centre aglomerate de populație, cât timp avem încă ocazia. Timpul cel mai favorabil pentru prezentarea soliei noastre în marile orașe aproape a trecut pe lângă noi. Fiindcă păcatul și nelegiuirea cresc cu rapiditate, iar acum noi trebuie să răscumpărăm vremea. Noi trebuie să lucrăm cu toți în modul cel mai serios. Și spune Dumnezeu că este timpul ca lucrarea medicală, misionară, să fie ușa prin care adevărul trebuie să pătrundă în multe case din orașele mari. Fiindcă Dumnezeu a îngăduit să vină această pandemie și aceste molime și aceste nenorociri în care oamenii sunt bolnavi. Și oamenii, ca să-și scape viața, să găsească sănătate și salvare, ușa medicală misionară, prin care creștinii vor putea să ajungă la inimile oamenilor, Dumnezeu o deschide astăzi. Dar ca să te poți să duci la om, misionar medical, să-i duci reforma sanitară și o viață sănătoasă conform Îngerului al Treilea, tu trebuie să trăiești conform Îngerului al Treilea. Trebuie ca reforma sanitară să fie în viața ta, ca tu să fii un sol și un reprezentant al soliei Îngerului al Treilea. În fiecare oraș vor fi din aceia care vor prețui adevărurile soliei Îngerului al Treilea, dar ei așteaptă ca cineva să le ducă mesajul. Judecățile lui Dumnezeu sunt iminente. De ce nu ne trezim noi? De ce nu trezim pe oamenii din marile orașe? De ce nu mergem să le spunem ce mare pericol îi amenință? Oamenii noștri nu-și dau seama atât cât ar trebui ce răspundere au spre a proclama adevărul la milioane de oameni care locuiesc în aceste orașe mari și neavertizate. Sunt multe suflete care trebuie salvate. Propriile noastre suflete de asemenea trebuie să fie bine rădăcinate în cunoașterea adevărului, pentru ca să-i putem câștiga pe oamenii noștri de la rătăcire la adevăr. Trebuie să cercetăm ascuns scripturile cu stăruință și pe măsură ce intrăm în legătură cu cei necredincioși, să-L înălțăm pe Hristos Domnul nostru, Cel care este uns, Cel care este răstignit, Mântuitorul înviat, despre care au mărturisit profeții, credincioșii și prin al cărui nume primim iertarea păcatelor noastre. Dragii mei, avem nevoie acum de o credință puternică în adevăr. Avem nevoie să înțelegem ce este adevărul. Avem nevoie să înțelegem că timpul este foarte scurt. Avem nevoie să înțelegem că orașe întregi au fost luate de val și vor fi luate. Și întrebarea care ne-o pune Dumnezeu în seara aceasta vine de felul acesta: ne facem noi partea ce ne revine în a da solia pentru a pregăti un popor pentru venirea Domnului? Fie ca Dumnezeu să ne ajute să folosim ocaziile pe care le avem, fiindcă mari schimbări în lumea aceasta se vor produce și nu veți mai putea să duceți mesajul lui Dumnezeu. Mari restricții se vor pune de la o margine a pământului pe cealaltă și vom fi vinovați, care nu vom face lucrarea de sângele nevinovat care se va vărsa pe pământul acesta și vor pieri fără să fie mântuiți, fiindcă poporul Dumnezeu și-a transmis mesajul. Dumnezeu este gata să vină. Cerul este în mișcare. Ce faci pentru Dumnezeu? Care este lucrarea ta? Care este planul tău? Care e alergarea ta? Care sunt prioritățile tale? În curând toate averile tale și toate câștigurile tale vor fi șterse de pe fața pământului. În curând toate averile tale și toate câștigurile tale vor fi luate de incendii, de inundații, de cutremure, de catastrofe naturale. În curând toată agoniseala ta vei rămâne fără ea. Ce va rămâne pentru tine, dragul meu, va fi singurul lucru: faptele rânduite de Dumnezeu și lucrarea pe care ai făcut-o pentru salvarea de suflete. Ești pregătit? Este timpul să te trezești. Este timpul să te implici în lucrarea lui Dumnezeu. Este timpul să dai mărturie la răsărit și la apus, la miază zi și la miază noapte. Dumnezeu te cheamă să faci ceva. S-a terminat.
timpul de prosperitate. Suntem pe ultima sută de metri în care noi nu trebuie să slăbim în puteri, noi trebuie să ne întărim, noi să ne strângem toate forțele și cu o putere de neimaginat prin care Dumnezeu să-și facă lucrarea. Va fi o lucrare nu prin tărie și putere omenească, ci prin Duhul Sfânt. Oamenii trebuie să fie avertizați. Cei ce nu participă la această lucrare nu vor putea să fie mântuiți. Nu vă amăgiți, mințindu-vă prin biserici, că prin prezența voastră la biserică, fără făcând lucrarea lui Dumnezeu, veți fi mântuiți. Nu vă lăsați amăgiți și mințiți, că dacă voi vă încredeți în biserică și nu în Dumnezeu, veți putea să fiți mântuiți, că Domnul vine să vă ia la ceruri. Dumnezeu a chemat pe poporul său să fie o mișcare, nu o biserică tot stătătoare. Apa care stă se împute, fiindcă noi de ani de zile am stat, ne-am clocit, ne-am împuțit, am uitat de Dumnezeu, am pierdut din vedere iubirea de Dumnezeu și am înlocuit iubirea lui Dumnezeu printr-o iubire falsă, prin care este stimulată prin idolatrie și apostazie. Treziți-vă, treziți-vă cu toți, căci Domnul este gata să vină. Semnele arată. Cineva spunea, dar se întâmplă dintotdeauna aceste lucruri. De când este pământul? Oare? Ierau, auzeai că este un ciclon pe acolo, unul pe acolo, dar ierau așa rare. Dar acum tot pământul fierbe, tot pământul merge spre sărăcie, legile care se dau spre control, natura merge către control, toate merg către distrugere, către subjugare, către oprimare, către pierderea din vedere a lui Dumnezeu în ochii omului. Dragul meu, eu mă opresc în seara aceasta aici. Tu faci ce vrei cu viața ta, dar dacă nu te vei pune la adăpost pentru zilele cele negre, în care Dumnezeu îți va fi scurs și adăpost, e problema ta. Tu singur vei fi responsabil de viața ta. Am tras semnal de alarmă de mulți ani de zile. Și vă spun și de fiecare dată, cei care mă aveți locuințe în oraș, vindeți-le și luați-vă un pământ și un loc și faceți-vă o căcțuță cât încă se mai poate, departe de orașe, chiar în singurătatea munților. Pentru o vreme, fiindcă veți rămâne fără ele, când se vor scoate banii fizici, vei plânge că averea ta va fi lăsată de izbeliște. Banii fizici îi puteai depozita și cumpăra peste ani și ani, dar banii aceștia care sunt virtuali au validitate de 60 de zile în care tu nu vei putea să cumperi și nu vei avea voie să cumperi decât o cantitate și un consum de bani pentru ca tu să poți ai să mănânci. Dacă vei consuma mai mult, vei depăși amprenta de carbon și multe alte lucruri. Ieșiți din orașe, salvați-vă familiile și copiii. Dumnezeu va îngădui în curând ca orașe întregi, sate și comune să fie vânturate. Un prieten de-al meu venea ieri din zona Zalăului și dintr-o dată toate mașinile s-au oprit brusc, fiindcă ape mari au ocupat satul și strada la un metru, au măturat tot în calea lor, orașe întregi, gheață, furtuni, pământul se rupe, pământul înghite tot, nenorociri, piatra bate peste tot, recoltele sunt distruse, fructele nu mai sunt, toate s-au terminat. Să te duci în vremurile acestea să dai un milion 100 de lei pe un kilogram de cireșe sau 80 de lei, 60, 30, 40, un kil de cartofi, în care salariile nu au crescut, în care prețurile la toate, în care spunea cineva, îmi zice cineva din București, nu prea o bani mulți așa și spune așa, am cumpărat și noi 2 kg de cartofi să putem să ne facem pofta. Fiindcă în timpul acela când mi-a spus, a zis că era 60 de lei sau 80 de lei, 600 de mii sau 100 de mii un kilogram de cartofi, care tu poți să ți-l pui în pământ să-l mănânci, cât îl va mai îngădui că Dumnezeu te va ocroti. Și tu stai la orașe să muncești pe nimica, ca să te duci să cumperi cartofii umflați cu azot, cu chimicale și otrăviți, să mănânci tu și să dai copilor tăi și apoi să te duci după ce ai mâncat, între ghilimele mâncare sănătoasă, să te duci la medici, să-ți dai toată munca ta și toată averea ta, sau dacă nu vei muri. Ieșiți, salvați-vă viața, căutați, uniți-vă, nu plecați singuri, că aveți nevoie de ajutor, luați-vă 4, 5 familii, 6. Fiecare să vă luați pământ în apropiere unul lângă altul și casa să nu fie la hotar și aproape una de alta, la distanță una de alta, să vă ajutați. Unul îi dă ulei celuilaltul, unul îi dă făină, altul se duce încolo să ajute cu mașina, cu lucru, azi muncim la tine, mâine la ala, vor veni curând vremurile acelea. Sunt la uși după toate calamitățile care vin.
Învățați ce vă spune Dumnezeu. Deschideți-vă ochii și mintea și vedeți. Căci nenorocirile vin pe pământ. Nici acum nu vedeți. Nici acum nu vreți să vă treziți. Nici acum nu vreți să vă salvați viața. Îmi spunea cineva, ce să facem cu copiii noștri? Că sunt la școli. Și dacă sunt la școli și vor muri în școlile acelea și voi veți muri și veți trăi necaz și suferință, cu ce te ajută că copilul tău a învățat? Cu ce te ajută dacă copilul tău va ajunge un idolatru și se va supune închinării țelului fiarei și nu va asculta de Dumnezeu? Nu e mai bine ca copilul tău să fie educat lângă tine decât dus în școlile lumii și pierdut în lumea aceasta și în societatea aceasta? Nu e mai bine ca copilul tău și tu să salvezi viața decât pentru ambițiile tale nebunești și prostești pe care toate ți le vor distruge pe pământul acesta? Nu e mai bine să te pocăiești și să asculți glasul lui Dumnezeu să salvezi viața? Nu este mai bine astăzi să iei o decizie în care mâine nu vei putea să o iei sau dacă o voi lua-o nu vei mai avea posibilitatea să o iei și să te trezești? Nu este mai bine astăzi să-ți mărturisești păcatele că l-ai ignorat pe Dumnezeu și ai trăit în nelegiuire și ai trăit în păcate și în plăceri și ai alegat după lucrurile lumii acesteia și ai beut din vinul Babilonului trăind în spurcăciuri și nelegiuiri? Nu e bine astăzi să vii la Dumnezeu la picioarele Lui, să plângi pentru păcatele în care tu ți-ai aruncat copiii și familia datorită plăcerilor și dorințelor tale după bogăție, după lux, după închinare falsă și trăire? Nu e oare timpul să te trezești? Ce vrei să facă Dumnezeu pentru tine să te trezească? Ce să-ți mai spună Dumnezeu? Ce să mai lucreze pentru tine Dumnezeu ca să te trezească? Să vezi, ți-e frică să iei viața în piept? Înseamnă că tu n-ai nicio legătură cu Dumnezeu. Fricoșii sunt trecuți în capătul listei că ei nu vor vede împărăția lui Dumnezeu. Tu ești un credincios care nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu. Ești un credincios care n-ai avut nicio experiență și o legătură cu Dumnezeu. Măcar acum spui, Doamne, am pretins că sunt un creștin. Am pretins că sunt un slujitor al Tău și aș revede a Ta. Iartă-mă, ajută-mă repede să am experiențe cu Tine, să lucrez pentru Tine, pentru semenii mei. Ajută-mă să înțeleg, să văd planul și lucrarea Ta cu privire la mine. Ajută-mă astăzi să iau decizii și hotărâre în care să-mi salvez viața mea și a copiilor mei. Tu ești singurul care poți să faci lucrul acesta. Tu ești singurul care poți să-ți hotărăști astăzi destinul veșnic. Dumnezeu a făcut pentru tine tot. A murit, a suferit, a fost bajocorit. Dumnezeu îți trimite mesaje, îți trimite avertizări, te înștiințează, calamități, caută pe toate căile. Dumnezeu ne-a dat libertate ani de zile în care s-a predicat Evanghelia și ne-a certat, ne-a mustrat, dar noi n-am vrut mustrările. Am căutat ca în bisericile noastre să fie teatre și spații și centre de muzică și de destindere sufletească între ghilimele pentru distracție și plăceri și nu ascultare de Dumnezeu. Noi n-am vrut să învățăm și să ne temem de Dumnezeu. Noi am vrut să ne distrăm. Noi am vrut să ne simțim bine. Mai cântă-ne lăutare să mai bem un păhărel din vinul Babilonului. Și am învățat pe copiii noștri să iubească vinul Babilonului, idolatria și apostazia. Și mâine cu poimâine copiii noștri care ar trebui să slujească pe Dumnezeu și să facă lucrarea se vor pleca în genunchi în fața lui Satana pentru că tu și eu n-am făcut ce este drept și n-am vrut să ne pocăim. Măcar acum, în ultimul ceas, dacă ți-ai cunoaște ceasul cercetării tale și judecății tale, n-ar fi prea târziu, spune Dumnezeu, dar în curând ți se va lăsa casa pustie, mari schimbări se vor produce în lumea aceasta. Te preocupă? Ieși din țara ta, din casa ta, din casa tatălui tău, din rupetenia, din familia ta și mergi unde te trimite Dumnezeu. Plângi, postește și roagă-te și spune, Doamne, ce să fac pentru vremurile acestea? Ce să fac? Învață-mă Tu! Învață-mă Tu ce să fac! Lăsați telenovele, lăsați filmele, lăsați distracții, lăsați vacanțele, lăsați spectacolele, lăsați muzica, lăsați tot! Preocupați-vă de sufletul vostru și a copilor voștri și de ziua de mâine. Lăsați că nu mai este timp să devii oameni mari ai lumii acesteia, să te studiezi, să te pregătești, să te doctoricești, să te alifiezi, cu toate alifiile lumii.
Unge-te cu alifia Duhului Sfânt. Dumnezeu zice, veniți la mine, orbilor, nenorociților și goilor, să vă dau alifie pentru ochi, să vă unge să vedeți. Și haine albe, să vi se vadă, să nu vi se va mai vadă goliciunea. Să vă treziți, să vă smeriți, că Duhul lui Dumnezeu sigilează astăzi pe toți cei care ascultă și în curând se va retrage de pe pământ și mari nenorociri vor veni peste tine și casa ta. Și Dumnezeu nu va fi vinovat prin care tu îl vei condamna, că Dumnezeu nu ucide, că Dumnezeu nu nimicește, că Dumnezeu nu pedepsește. Cât te-a avertizat Dumnezeu pe tine? Și în seara aceasta Dumnezeu face apel la tine să te pocăiești. Cel ce face rău să nu mai facă răul. Cel ce aleargă în stânga, în dreapta, într-un fel sau altul, să se oprească, să privească către Dumnezeu, să-și vadă drumul și calea pe care trebuie să meargă. Întorceți-vă la cărările vechi cât încă se mai poate, dragii mei. Domnul să fie cu voi cu toți. Prin harul lui Dumnezeu ne vom despărți. Vineri seara ne vom întâlni din nou la orele 21. Mâine seara ne vom întâlni pe TikTok și în alte părți, căci Dumnezeu ne cheamă să vestim Evanghelia. La 1, la 2, la 5, la 10, pe toate căile posibile. Pe oriunde, împărțind o carte, vorbind oamenilor, pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok, pe Glog, pe unde o fi, pe toate lucrurile și pe toate căile, solia lui Dumnezeu și mesajul celor trei îngeri trebuie să se audă și să răsune pe tot pământul, până la marginile pământului, că e timpul ca oamenii să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu, căci pedeapsa și mânia lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu în curând va veni pe pământul acesta. Cine va lua aminte, își va salva sufletul, cine nu va pieri în necazul lumii acesteia. Dragii mei, noapte bună tuturor!